Considerată la începutul secolului trecut stațiunea cu cel mai curat aer din Europa, Băile Govora este acum locul unde își recuperează sănătatea nu doar bolnavii de astm, care suferă de alergii și reumatism, ci și cei care au rămas cu sechele pulmonare după ce s-au vindecat de COVID. Și nu doar aerul curat și peisajul de poveste îi aduc la Govora, ci mai ales terapia cu ape minerale bogate în sulf, iod și brom. Într-una din cele mai mari baze de tratament deschisă în stațiune, turiștii pot face pulverizații cu apă minerală. Inhaloterapia sau cura cu apă minerală se face într-o cameră special amenajată și este recomandată inclusiv copiilor. Suntem în camera de inhaloterapie, aerosol individual, ultrason aerosol, care se pretează pentru afecțiunile respiratorii, ORL și pulmonare, chiar și în afectările post-COVID, în recuperarea post-COVID. Acesta este un abur produs cu ajutorul unui ultrasunet de dimensiuni foarte mici, de 0,10 micron. Particulele sunt foarte fine, ajung în sfera ORL până la baza plămânului. Aici de 100-120 de ani se tratează afecțiunile respiratorii. Evident că și sechelele post-COVID, în mod special cele respiratorii, dar nu numai, și cele pe partea de sistem muscular, se tratează cu succes. Cine poate să spună că aerosolii de la Govora nu sunt imbatabili? Vin aici mulți pacienți care au avut niște sechele severe în urma trecerii prin boală. Anual câteva mii de români se tratează în Băile Govora, unii dintre ei bat sute sau chiar mii de kilometri pentru a beneficia de curele cu apă minerală sau aerosoli. Am venit pentru tratament, pentru zona frumoasă care există în zona din Govora. Pentru plămâni am venit, cătușesc, da, n-am avut COVID. Nu ați avut, dar dacă ați fi avut, ați venit la tratament aici, fost? Da, sigur, de ce nu? Da, da. Soțul a venit într-o timp care mă gândeam că nu să mai facem bine și totuși am venit acum 20 de ani, de două ori pe an. Și uitați că avem 77 de ani. Cu tatăra acum bronșii. Sunteți bine după ce, după tratament? Da, sunt bine, vin de două ori pe an și cam atât. Cum sunt condițiile acum în stațiune? Deci, după cum vedeți, s-a amenajat parcul ăsta mai... Acum câțiva ani, de 4 sau 5 ani, s-am făcut parcul ăsta. În hotel condiții sunt mai bune. Pentru un sejur de 5 zile la Băile Govora, cei interesați trebuie să achite între 700 și 1350 de lei de persoană. Oferta este valabilă până la începutul lunii decembrie. Unii dintre hotelieri au inclus în preț și tratamentul balnear.